Bună seara, Chișinău! Salutare, parașutele, miștona, soltare de tot beton! Noroc, prieteni, bun găsit la emisiunea Lumina, eu mă numesc Andrei Bolocan. <laughs> Alexandru Stoianoglu, procurorul general suspendat, a fost reținut pentru 72 de ore. De ce? Pentru ce? Cine? Când? Cum? Ce? Mu? E că tocmai de asta, tocmai de asta propun împreună să ne adunăm și să încercăm să găsim întrebări la toate aceste răspunsuri. Haiehle. Data de 5 octombrie, o zi de marți, o zi frumoasă de toamnă în care are loc ședința CSP. CSP ce se la ședința Consiliului Superior al Procurorilor? Printre altele se discută și sesizarea depusă de către deputatul Lilian Carp. Deși eu sunt Lilian Carp, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, denunț săvârșirea de către Procurorul General al Republicii Moldova a următoarelor acțiuni ce pot constitui infracțiuni. Prima, modificarea cadrului legal ce a facilitat implementarea schemei de spălare a banilor în proporții deosebit de mari. Deci în procesul analizei cadrului legal modificat în anul 2010-2014 pentru a facilita spălarea de bani de Republica Moldova a fost stabilită o sintagmă inedită formată din trei cuvinte a deschis, care a deschis această posibilitate. Sintagma este având efect su su suspensiv. Mai pe scurt, procurorul general Alexandru Stoianoglu ar fost acuzat de corupere pasivă, abuz în serviciu, dare de declarații false. Lilian Carp, fiind șeful Comisiei Parlamentare pentru Securitate Națională, invocă și legături strânse între Veceslav Platon și Alexandru Stoianoglu pe, pe tema spălătoriei de bani numită la un dromat. Președintele CSB, Angela Motozoc, sughiți bun oameni simpatici de pe timpul Plaha, tot pe 5 octombrie anunță la ora 14 că deja a fost desemnat un procuror pe acest caz, se numește Victor Fortuna, el se va ocupa de Stoianoglu. În mai puțin de 3 ore, procurorul Victor Fortuna anunță că Alexandru Stoianoglu va fi urmărit penal. Cum aflăm noi despre asta? Documentul este făcut public de ministrul justiției Sergiu Litvinenko și pe document este semnatura electronică la ora 16.37. Deci în mai puțin de 3 ore procurorul Picaz decide inițierea urmăririi penale. E repede asta, e lent, Îi bine, e rău. ridică asta semne de întrebare? Cu siguranță. Cum a reușit furtună să examineze fiecare învinuire adusă lui Stoianoglu într-un timp atât de scurt și să decide inițierea urmăririi penale? Și au căutat după asta mascații SIS împreună cu procuror în vizită la Alexander Stoianoglu. Au avut rol de intimidare. Sau poate ei tot l-au documentat pe Alexander Stoianoglu. Noi despre asta nu știm. Sau poate ei făceau un teaser la sărbătoarea Halloween, sau ei promovau portatul măștilor pentru că e pandemie. Ei znai. Cei din PAS și maia Sandu știau despre ce urmează să se întâmple. Și poate mai important, ei știau despre cum asta avea să se întâmple. Și dacă da, ei își dau seama de urmările unui astfel de precedent, pentru că următoarele guvernări tot ar putea să procedeze la fel. Voi doar imaginați-vă, do e președinte, pe srm o deține majoritatea în Parlament, n-a -primier, Și ei promite electoratului să facă reforme în justiție, <laughs> știu că sunt interes, să, să facă reforme în justiție și să-l înlăture pe oricine ar fi procuror general în acel presupus moment. Și eu fac la fel cum face acum, sau cum se întâmplă asta acum. Ce era bă atunci de spus? Ce era bă atunci în cea unul nostru de păreri și analize? Am fi spus noi cu toții că da lasă, Dodon livrează rezultate, lasă, mai bine așa decât nimic. A? E Disney. În momentul în care eu înregistrez acest video, au rămas mai puțin de 24 de ore din cele 72 pomenite mai sus. Și procurorul de caz, Victor Fortuna deja a cerut mandat de arestare pentru 30 de zile în privința lui Stoianoglu vineri, pe 8 octombrie, urmează să fie stabilită ora la care va fi analizată, examinată, examinată acest demers și respectiv vom afla. Să pleci pe 30 zile de arest, stă în oglo, să fie în arest la domiciliu sau a să revin în funcție încă 5 ani de mandat, bine mersi. Când apare acest video, cine știe ce noutăți vor mai fi. Așa că dați-mi crezare dacă vedeți că eu prin păpușoai. Deocamdată vreau în acest video să sumarizez o, o, o serie de păreri ale juriștilor și ale experților care s-au referit la cazul Stoianoglu. E ca de exemplu, avocatul Promolex Vadim Vieru susține că cineva cunoaște destul de prost codul de procedură penală. El susține că inițierea urmăririi penale în privința procurorului general Alexandru Stoianoglu a fost luată în grabă, iar reținerea lui Stoianoglu nu era necesară. Dar eu, ca nespecialist în drept și unii din voi, probabil la fel, nespecialiști în drept, dar care în același timp ne dorim în Republica Moldova să existe un stat de drept, Um, ne întrebăm, dacă cum era bă, să fie bă, corect? Bă? Juristul Vladislav Gribincea scrie că în mod normal Suspecții nu trebuie reținuți Dacă nu există pericol de comitere de noi infracțiuni De eschivare sau pentru acumularea probelor oh, Good point Dar poate procurorul și SIS Au folosit aceste patru capete de acuzare Din sesizarea Lucarp Ca să sapi o leacă mai adânc Poate ați descoperi o corespondență Din Stoianoglu și Platon ca să le scontureze mai bine anumite capete de acuzare. Expertul nu și zice că asta e un teatru. E teatrul de sorginte politică, nu are nimic în comun nici cu procedurile legale, nici cu reforma. Pas și Maia Sandu își flexează mușchii politici. Dar putem noi oare să afirmăm asta acum, când încă n-a fost finalizată urmărirea penală? E Disney. Mă tin că acest video trebuie să chemi Disney. Fondatoarea și directoarea programului Justiție și Drepturile Omului de la Centrul de Resurse Juridice din Moldova, Nadejda Hriptievski, declară pentru ziarul de gardă următoarele. Eu bănuiesc și cred că dacă vor cere și arestul, are trebuie să vină cu explicații publice. Sigur, ei nu trebuie să publice tot pentru că este secretul urmăririi penale, dar cu care va probe ei trebuie să vină pentru că este un caz ieșit din comun. E ceva care ne vizează foarte mult. Și-a mai adăugat, Rapiditatea aceasta ridică multe semne de întrebare, dar și poziția domnului Stoianoglu noi trebuie să o înțelegem. El este în fruntea procuraturii. El are posibilitatea să influențeze mersul dosarului. De aceea s-ar putea să fie justificat dacă procurorul a venit cu justificările de rigoare. Eu n-aș trage concluzia că reținerea lui e atât de rapidă. Contez pe faptul că și procurorul de caz și ceilalți implicați din echipa lui își dau seama că este atât de important. Acesta va fi un test enorm pentru justiție și sper că îl documentează, îl documentează foarte bine și nu fac abuzuri. Yep. Un test enorm pentru justiția din Republica Moldova Republica Moldova Doar că am o neclaritate aici Știi Că ca, ca să te duci la un test Trebuie să -măcar, măcar, măcar o nețică pregătire să ai Dar după umila mea părere Justiția din Republica Moldova E un imbrion <laughs> Și atunci strimiți imbrionul la test <laughs> Să-l să, 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 să Da. Dar iarăși Idi, znai uh, Și un mic apropo la influența lui Stoianoglu În instituții. În momentul în care înregistrez acest video apare un articol pe Anticorupție despre o discuție o leacă înșerbântată dintre procurorul Victor Furtună, care se ocupă de cazul Stoianoglu, și Adrian Bordianu, care s-ar părea să facă niște presiuni asupra lui Furtună. Tare vă recomand să intrați pe anticorupție.media să ascultați această înregistrare, să vedeți și acolo cine și de unde și ce fel de ads încearcă să tragă. Uh, și un alt mic, apropo, e că miercuri a fost o conferință de presă cu Ruslan Popov și Iurie Perevoznic, Asta adjuncții procurorului general suspendat, suspendat și ei, pentru că așa spune legea. Ei au susținut o conferință de presă în cadrul care au respins acuzațiile aduse lui Alexander Stoianoglu. Hai să-i ascultăm un pic. Nicăieri în lume, niciun deputat nu poate fi urmărit penal pentru opiniile pe care și le expune prin exercitarea votului. Din păcate, politicienii moldoveni înțeleg regulile democrației nițel altfel și nu cred că cu astfel de abordări vom reuși să construim un stat de drept. Este o un analfabetism total să soliciți atragerea la răspundere a unui deputat, chiar și președinte de comisie parlamentară, pentru faptul că a transmis în Parlament un proiect raportul comisiei. sau raportul comisiei referitor la un proiect care ulterior a fost dezbătut în două lecturi de către forul legislativ și a adoptat. Cu siguranță ar merita să auzim și crede domnul Stoianoglu despre cei ce îi se întâmplă. Deocamdată există doar o singură reacție, o, o, un șir de cuvinte prin care el spune că asta e o răzbunare din partea președintelui țării. Cum comentați acuzațiile? Este o comandă cuiva? Domnule Stoianoglu, cum comentați acuzațiile? Cum comentați acuzațiile?

Deocamdată încă nu suntem în stare să tragem concluzii de rigoare, dar ține minte părerea lui Stoianoglu, pentru că el n-a reușit să iasă în acel briefing pe care l-a programat la ora 18.00, dar și programarea acelui briefing era una cu semne de întrebare. El a anunțat despre acel briefing cu 38 de minute înainte, țin probabil după gruzul de la CSP, după neacceptarea cererii lui de a vorbi la CSP, a simțit că are ceva de spus. Și am o întrebare este, dar ce avea el oare dispus la 8 și și nu a fost lăsat el spun la 18.00 de către mascații SIS și procurorul Victor Fortuna, respectiv indirect de către guvernare. N-avem cum să știm deocamdată. Și ce fel de om își programează un briefing cu 38 de minute înainte dacă are de spus adevăruri cu adevărat importante. El a avut ocazia luni, cozând înainte să și a ieșit și -a rântit o băcată de jis de 50 și ceva de minute în care n-am înțeles. Tătă lumea e jinovată pentru că Alexandru Stoianoglu își face prost treaba la procuratură. Vă recomand să ascultați acea conferință de presă de, de, de luni 4 octombrie. E o băcată mare de jis. Din câte vedeți, din câte vedem, majoritatea părerilor uh, îți cu semne de întrebare. Da înțeles că există semne de îngrijorare, apropo de un potențial abuz, părerile sunt critice. Dar asta oricum nu este un tablou complet al tuturor Parerilor, și opiniilor din Republica Moldova de peste hotare. Poate dacă ar avea loc niște alegeri parlamentare e ca e ca amu duminică, am aflat ce crede lumea, ce simte lumea apropo de ce ei și, și face pas la guvernare. Dar până atunci, dacă săpăm prin comentarii și nu trebuie mult să o faci, multă lume reamintește că pas are majoritatea. Pas a promis că va reforma justiția. Risc să presupun și vă rog să mă corectați dacă n-am dreptate, mulți din cei sau majoritatea celor care au votat pentru majoritate, nu l vor pe Stoianoglu la Procuratura Generală. Corect? Și atunci e una și tu nu vrei și alta cum tu asta nu vrei. Tu nu vrei pe Stoianoglu la Procuratura Generală lent, în așa lăsând răgaz și timp tuturor să speli toate urmele? Sau nu vrei pe Stoianoglu la Procuratura Generală așa cum nu a vrut Plahotniuc pe Năstas la primăria Ghișneau? <laughs> Lol. <coughs> și aici în cale mi-a apărut părerea jurnalistului Alexandru Cozer de la Jurnal TV Care tare bine se pupă cu ceea ce am întrebat eu uh, mai sus Părerea lui Alexandru Cozer se pupă Nu Alexandru Cozer Adică poate și Alexandru Cozer se pupă dar... Nu asta contează, concentrează-te, Alexandru Cozer scrie Stoianoglu a fost reținut ieri pentru un presupus rol în facilitarea la un dromatul implementat de Platon ce trebuia să facă procurorul de caz? Să procedeze ca Stoianoglu în cazul lui Andronache? Să-l lasă să -l las plece din Moldova, să-l anunță despre învinuire în dosarul privind jaful din sistemul bancar, iar după asta, peste o săptămână, să efectueze așa zise percheziții? Show ieftin, mult mai ieftin pentru mine a fost ce a făcut Stoianoglu în cazul lui Andronache acum două săptămâni decât ce s-a întâmplat aseară. Procurorul de caz, dar mai ales actuala guvernare, și-a asumat ieri un risc enorm. Dacă nu, probe, dacă nu prezintă probe suficiente privind complicitatea lui Stoianoglu cu Platon, atunci cele 53% din susținere pe care au primit-o în iulie se vor risipi ca un castel de cărți la prima boare mai serioasă de vânt. Dar pentru a construi un probatoriu adevărat care să stea la temeria unui caz solid e nevoie de acțiuni rapide și hotărâte, scrie Alexandru Iar Iarăși este menționat elementul de viteză care din câte ne amintim era tare caracteristic domnului Plahotniuc. Și repet, pas, mai Sandu, își dau seama despre asta. Își dau seama și groapă de dictatură și abuz își sapă? Potențială, ok? Nu definitiv, potențială. Dacă ne trezăm cu Stoianoglu restabilit mâine-poimâine, mâine. ce se întâmplă după asta? Auzim de la Consiliul Superior al Procurorilor că, ok, o să pornim procedura de evaluare al Alexandru Stoianoglu și în șase luni să aflăm. <laughs> Vrei el să sau nu? Ce o să se întâmple dacă justiția moldovenească îl restabilește în funcție pe Stoianoglu? Reamintesc, prieteni, pe numele lui Alexandru Stoianoglu a fost pornit un dosar penal pentru patru capete de acuzare. Abuz în serviciu, depășirea atribuților de serviciu, coruperea pasivă și darea declarațiilor mincinoase în fața unui organ competent. În timp ce unii celebrează și se bucură pentru că Maia Sandu, PAS, prin legi și prin alte nevăzute influențe, salut Viorel Morari, îl dau jos pe Stoianoglu, multă lume printre care și juriști, și eu, eu așa nu includ pe coechipierii lui Stoianoglu, al de Platon, Natalia Maral și așa mai departe. Multă lume se îngrijorează și admite că s-ar putea să ne trezim în câțiva ani, cum citim titluri de știri. Moldova, obligată de CEDO să plătească 250 de miliarde de dolari de spăgubiri la Alexandru Stoinoglu. Colega acestuia, deputata Natalia Morale, șefa Comisiei Parlamentare pentru Reputații Mânjite, împreună cu concubinul Vicislav Platon, a scos un cântic de celebrare acestui eveniment. Acesta este ultimul meu manifest, ultimul manifest. Pri Alexandru stă 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 Ultimul manifest Alexandru stă în oglo Este sfânt bajuș Pizde! Ultimul manifest Nel n-a făcut nică În sensul și el Rău Adică nici <coughs> no, so o la procurator n-a făcut No, o bine, prieteni, da voi Voi ce vedeți în evenimentele din 5 octombrie? Ce credeți? Ce simțiți că s-ar putea să întâmple cu Alexandru Stoianoglu? Eu încă îmi construiesc o viziunea asupra celor întâmplate, dar dacă voi aveți o părere de lauda celor întâmplate, vă rog să o exprimați mai jos în comentarii, dacă aveți una critică, vă rog să o faceți la fel. Eu personal încă nu l-am auzit nici pe procurorul de caz, nici pe nimeni din CSP și spunând Uă, spacuha, noi avem tăti temeiurile, tăti probatoriu avem ca să-l reținem. Ce vă înșermântați atâta? Eu aș fi vrut să aud voci din procuratură fără divulgarea secretului urmăririi penale, dar care să vină să vorbească, pentru că e un caz de interes public. Lumea ar trebui să afle o leacă mai multe întrebări la aceste răspunsuri. Noi cu voi poate și știm, poate să asta, poate am văzut cum l-a lăsat pe Platon să fugă din țară, pe Andronache, și după asta au pornit percheziții la distanță de câteva săptămâni. Am văzut cum o secretizat dosarul cu profesorii turși și l au lăsat pe Vasea Botnari cu o amendă, dar în timp și profesorii au plecat la detenție și tortură în închisorile lui Erdogan. Dar este oare asta suficient pentru a porni un maschi show? Nu știu. Dar tare sper să aflăm în cel mai scurt timp. Dragi prieteni, nu m-aș supăra deloc dacă ați aruncat câte un like, un share la acest video și bineînțeles dacă ați participat mai jos în comentarii la discuție. M-aș bucura să adunăm păreri și voci cât mai diverse și cât mai multe. Eu vă mulțumesc, vă doresc multă sănătate și cum am zis un mare, mare înțelept, Платон я е приятен, Аристотел им е приятен, дар чел май бун приятен им е. Платон. Мулцумес патронилор, кари сусцинс ши фак посибила активитата мя. Санда Постован, Виктория Курмей, Роман Паланчика, Кристина Василица, Светлана Мунка ши Серджю Бусыок. Пу-пи-чай. интро лумиря, тоц критик и бля. Александр стой ан оглу, ари дрип Шик-шик-шик-шик, е мужик. О, мужик. mm <laughs> do